mie chestia asta mi se pare la Shakespeare foarte frumoasă, că automat te face să te implici cu tot ceea ce ești și cu toate datele pe care le ai în acel moment. Și de-aia ziceam că e de aici și e din suflet, pentru că cred că m-am lăsat condus. Pentru tine mă transform în litera I, fac carne complete sau fac șucării. Pentru tine mă transform în baterie sau schimb consistența din materie. Pentru tine mă transform în carne de tun. Pentru tine iert pe oricine sau mă răspund. Mă transform în ce vrei tu. Știi că niciodată nu ți-am spus nu. Ideea exercițiului, de-aia l-am și numit Marele Mecanism, a fost o încercare mai, nu știu, în zona Brecht, să se vadă ce este în interiorul lui Hamlet atunci când poartă acest... De domnul, ca glasul tău, ca un galben tăcit, să nu-și fi schimbat sunetul. Monolog, nu această discuție, că e monolog cu actorii. Fiți bineveniți cu toții, dar acum să mergem drept la țintă! În tocmai cazul mari din Franța care se repet la tot ce apare în cala lor. Haideți să ascultăm pe loc o tiradă. Haideți, o tiradă plină de patimă. Te-am auzit spunând de mult o tiradă. Dar nu cred că a fost jucată niciodată sau fi fost cel mult odată. Fiindcă din câte am amintesc, piesa nu prea plăcuse mulțimii. Era ca... icrele negre pentru nerodul de rând. Dar după prețuirea mea și altora mai vretnici ca mine să-și spună părerea în astfel de pricini, era o piesă minunată. Bine înșghebată, alcătuită cu măsură și scusință. Și am mers pe ideea de dacă el își asumă rolul de actor până în momentul ăla și face pe nebunul, de ce fix în acel moment își asumă rolul de regizor sau chiar de pedagog și de lecții de actorie, ca să spun așa. Viermele e împăratul mâncărilor. Un om poate pescui cu un vierme care a mâncat dintr-un rege și apoi poate mânca din peștele care s-a hrănit cu acel vierme. Nu vreau să spun nimic decât să-ți arăt cum poate un rege să facă o călătorie în măruntaile unui cercetor. Un rege pântecoș și un cercetor costeliv nu sunt decât două feluri de mâncare servite deosebit la același ospăț. Acesta e sfârșitul. Te rog! Spune tirada răspicat și curgător. Dacă cumva te-a pus să răcnești cum fac mulți actori de-ai voștri, e mai bine îl pun pe crainicul târgului să strige sticurile. Eu nu ți-am dat niciodată nimic. Ești frumoasă? Ești cinstită? Pentru că dacă ești frumoasă și cinstită, cinstea ta n-ar trebui să stea la sfat cu frumusețea. Puterea frumuseții e mai curând în stare să facă o codoașă din nevinovăție decât nevinovăția să facă frumusețea să-i semene. Știi, lucrul ăsta părea cândva un paradox. Însă vremurile de azi îi dau dreptate. Te-am iubit cumva. Fiecare calup am încercat să-l motivez printr-un eveniment important din piesă, din ce s-a întâmplat cu Hamlet până în acel moment. Ce e atât de important ca să motiveze ceea ce spune și am făcut un fel de masă metaforică, să zic așa, și am pus pe masă cam tot ce are Hamlet în el și le-am pus asta acolo, asta acolo, asta acolo. Să nu dai nici din mâini prea tare, așa de pildă, ca și cum ai tăia aerul cu fierăstrău. Nu, 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 fii cât mai potolit. În mijlocul noianului, al furtunii, ca să zic așa, în vârtejul pasiunii, trebuie să cauți o măsură care să o mai astâmpere puțin. Păi n-ar fi trebuit să mă crezi! Fiindcă virtutea nu poate altui într-un bătrân până într-atât încât să nu se mai simtă nici urmă din ce a fost înainte. Nu te-am iubit! Mă doare sufletul când văd vreun plășgan cu căpățâna părâtă în vreo perucă, sfâșind o pasiune în bucăți, făcând-o zdrențe și spărgând timpanele spectatorilor de la parter, care, da, de cele mai multe ori, nu sunt în stare să prețuiască nimic altceva decât pantomime de neînțeles și gălăgia. E bine, pe unul ca ăsta, care se crede mai irod decât irod împărat, aș pune să-l bată cu biciul. Așa că te rog, ferește-te de astfel de lucruri. Sunt prea semeț, răzbunător, ambițios și atâtea păcate îmi stau la îndemână câte n-am gândul să le cuprind. Închipuire să le dau viață sau răgaz, să le înfăptuiesc la ce bun să se mai tărească între cer și pământ unul ca mine.
Toți suntem niște păcătoși nemaipomeniți, să nu-i crezi pe niciunul dintre noi. Să nu fii totuși nici prea mulatic. Nu, lasă-te călăuzit de bunul simț. Potrivește fapta cu vorba și vorba cu fapta. Ia aminte numai să nu depășești măsura. Fiindcă tot ce întrece măsura se abate de la scopul teatrului. Acest scop fiind încă de la începuturile sale și până astăzi să se păstreze ca o oglindă a firii. Să arate lumii adevăratele ei trăsături. Păcatului, icoana lui și tuturor vremilor și vârstelor, tiparul lor. Dacă depășești acest țel sau dacă nu poți atinge, chiar de-i face să râdă pe prostănaci. Nu faci nimic altceva decât să ne mulțumești un om cu mintea întreagă. Iar părerea unui astfel de om ar trebui în prețuirea voastră să atârne tot atât de mult ca mulțimea care umple teatru. Am încercat să iau lucrurile care pe mine m-au modificat total de la întâmplări legate de familie și să le pun în relația lui Hamlet cu mama sau cu tatăl, pe care îl vede într-un fel. Am încercat să-mi iau poveștile de dragoste și să le pun în relația cu Ofelia. Adică am încercat să nu schimb textul absolut deloc, dar automat să știu foarte bine la ce mă refer, să știu foarte bine la ce mă raportez. Dacă te măriți, îți dau ca zestre acest blestem. Te-ai fi ca gheața decurată, ca zăpata de neprihănită și de pârfeală tot să nu scapi. Sau dacă trebuie să te măriți cu orice preț, ia un nerod. Fiindcă oamenii cu cap știu foarte bine ce dihănii faceți din ei. Dumnezeu v-a dat un chip și voi vă faceți altul. Țopăiți, umblați în puiestru, pociți cuvintele, dați felurite porecle făpturilor Domnului și vă prefaceți poftele în nevinovăție. Să trăiești în rânceda sudoare a unui pat soios și poav. Să mi te dezmierzi. Să te desfeți în cocina spurcată, îți spun că nu o să mai existe căsnicii, toți cei care au avut timp să se însoare mai de mult o să trăiască afară de unul, un ticălos și un ucigaș, un rob ce nici a mia parte nu-i din cel ce a fost stăpânul tău, un ticălos, un măscăriș de rest ce fură de pe raft coroana și o bagă în puf. Deschideți aripile cele scocăcitori. Sfinții, dați față, spune-mi de ce ai venit. Ai venit să mă cerți. Du-te în ceruri, biet prost, cutezător și nepoftit. Du-te în patul lui, mamă, noapte bună. Du-te pe urmele mamei, danezi incestuoși și ucigași. Du-te la mănăstire. Duceți-vă să vă pregătiți.